Bună ziua, sunt Ransă Plăcan de la Proriatria. Bine ați venit! Vorbim despre croton sau codieum. Este o plantă dorită de foarte mult client datorită coloritului divers, a formei diverse, a frunzelor și a tulpinelor, colorit care ne bucură cu o gamă bogată de culori. O parte din aceste plante aduc culorile toamne, altele culori de primăvară. De regulă avem 3-4 anotimpuri în o gamă, în câteva plante de croton. Sunt plante de soare sau semi-umbră. Le place să le viziteze soarele intens și poate să stea și în semi-umbră, poate să stea și în umbră, dar nu vor mai avea acest colorit bogat. Le place umiditatea, le place o atmosferă mai umedă în mediul în care trăiesc. De asemenea, se adaptează și la o atmosferă mai uscată. Le administrăm apă. De regulă, noi românii, din dragoste de plante, facem abuz de apă și uneori le necăm. Sunt plante care nu agrează băltirea apei în farfurie. Le udăm când suprafața solului o simțim uscată și iar după 2, 3, 5 minute apa din farfurie o aruncăm. Fac și floricele. Floricelele sunt frumoase, însă nu ne bucurăm de un decor atât de mult ca și frunzele pe care le fac. În sezonul cald, între cele două echinoxii de primăvară și cel de toamnă, le ajutăm cu divers fertilizant. Folosim fertilizanți a firmei Pocon pentru plante cu frunze verzi, decorative prin frunze, dar cel mai mult recomandăm acest fertilizant foliar, care îl aplicăm pe frunze și câteva pufuri din acest fertilizant suplinesc foarte mult hrana care ar trebui să o ia prin intermediul rădăcinilor din sol. Toate acestea le găsiți în florile Trias și pe floreria trias.ro.